Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt preotul Adrian Blăjuță și mă bucur să ne reîntâlnim prin intermediul TVR Iași la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Și suntem la o emisiune de suflet, îi spun eu. Am intitulat-o cu binecuvântarea a doi papi și vom vorbi tocmai despre ce înseamnă o întâlnire cu un papă. La 25 martie, în sărbătoarea Bunei Vestiri, a venit o veste mare pentru România, pentru dieceza de Iași, pentru noi cei din Iași, că vom avea programul și desfășurarea exactă a celebrărilor a vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România. A venit acest program și am aflat că în ziua de 1 iunie, spre seară, Papa Francisc va ajunge la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Acolo va intra, va oferi prima binecuvântare, va întâlni pe cei care se vor afla în catedrală. Noi vedem ca acolo să fie bătrânii și bolnavii, iar apoi, din Papa Mobil, va saluta credincioșii, cei care se vor afla la întâlnirea cu Papa Francisc din fața Palatului Culturii din Iași. E un moment în care Papa îi va simți aproape pe toți cei prezenți, iar din scena, de pe scena care va fi amplasată în fața Palatului Culturii, Papa Francisc îi va asculta pe cei prezenți și le va vorbi. Și credem că va fi un mesaj de la inimă la inimă. Și credem totodată că va fi o întâlnire memorabilă. De altfel, orice întâlnire cu un papă cred că este o întâlnire memorabilă. Așa a fost și în anul 1999, întâlnirea cu Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea la București, când în Parcul Izvor au fost aproximativ 200.000 de credincioși prezenți la o mare celebrare la Sfânta Liturghie. Despre acest moment, dar și despre întâlnirea cu Papa Francisc, vom discuta la această emisiune. Tocmai invitații mei de astăzi au avut experiența, cel puțin doamna Cristina Iștoc, căreia îi spun bun venit în cadrul emisiunii Lumina Creștinului. Bine v-am găsit! Cred că doamna Cristina a avut experiența întâlnirii Papei la București, la această sărbătoare din Parcul Izvor. Dumneaei este director al Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de la Sal din Pildești. Așadar, mulțumim pentru această prezență la emisiune, dar a venit împreună și cu fiica dumneaei, Carla Iștoc. Bun venit la emisiune, Carla! Bine v-am găsit! Așadar, suntem împreună și vorbim despre întâlnirea cu Papa. Ne ducem și facem un exercițiu de memorie, de amintire și aș vrea să vă întreb, doamnă Cristina, cum a fost această întâlnire cu Papa în 1999? Cum ați primit atunci vestea că Papa Ioan Paul al II-lea va veni în România și că îl veți întâlni? Pentru noi a fost o mare bucurie acest anunț că avem posibilitatea să participăm la această întâlnire cu Sfântul Părinte. Multe lucruri nu prea știam, pentru că, practic, eram într-o perioadă când eram după acea perioadă, să spunem, mai grea pentru poporul român, trecerea de la ceea ce însemna comunism la libertate. Știam că vine din Polonia, știam că avea 20 de ani de pontificat, 21 mai bine spus, iar cel mai mult, cred că pentru mine a fost faptul că un papă vine, sărută pământul românesc și numește România Grădina Maicii Domnului. Sunt lucruri care m-au impresionat deosebit. Am plecat de acolo cu emoții, cu bucurie, cu recunoștință și cu mulțumire. Bucurie și emoții pentru că e un eveniment. Nu oricând îți este dat să întâlnești un papă. Poate că asta ne-a făcut și ne-a îndemnat ca împreună cu cei din jurul nostru, cu elevii pe care eu îi coordonam, am hotărât împreună la îndemnul părintelui paroc
pe atunci părintele Isidor Mocanu, Dumnezeu să-l ierte, am reușit să mobilizăm copiii, dar în același timp și comunitatea catolică din Ghirăiești și am pornit, poate sunt vreo 7-8 kilometri până în gara Mircești, iar împreună cu o colegă de-a mea chiar am coordonat vreo 100 și vreo 80 de copii și am mers la București cu ei într-o stare de emoție și de euforie de nedescris. Greu îți găsești cuvintele să poți să descrii un astfel de eveniment. Noi știm că din dieceza de Iași la acea întâlnire au mers aproximativ 30.000 de credincioși din toată dieceza, din toată Moldova și cu siguranță a fost pentru toți o experiență deosebită. Carla, părinții tăi ți-au povestit, ți-au vorbit despre această experiență pe care au trăit-o ei. Ce ți-au vorbit? Ei bine, eu nefiind născut atunci, eram în planul lui Dumnezeu. Tot ceea ce știu despre întâlnirea cu papa, le știu din spusele părinților mei, care mi-au povestit cu o emoție deosebită, pentru că, având în vedere că era un eveniment de o amploare deosebită, primul papă care sosește în România, primul succesor al Sfântului Petru, care pășește în România și vine să își dea mărturia de credință în fața credincioșilor pentru a-i uni în pace și în rugăciune, a fost pentru ei un moment deosebit și cred că le-a întărit credința și de aceea suntem și o familie mai numeroasă, pentru că astăzi, datorită credinței în Dumnezeu, am ajuns să fim o familie credincioasă, am ajuns să participăm și la o altă întâlnire cu papa. Apropo, să știi că eu eram cam de vârsta ta când a venit papa Ioan Paul al II-lea la București. Eram în clasa a 10-a și mi-aduc aminte, fiind seminarist, am plecat de la Bacău spre București și mi-aduc aminte, poate nu am așa la o astfel de vârstă prea multe amintiri, dar cel puțin îmi rămâne în memorie faptul că a trecut prin fața noastră, l-am privit din papa mobil și a transmis această binecuvântare și iată că apoi oamenii s-au întors după această întâlnire cu papa Ioan Paul al II-lea de la București. Ce a rămas? Ce v-a rămas în amintire pentru viața dumneavoastră de credință ulterioară? Cum priviți înapoi spre acea întâlnire cu un sfânt? Păi, așa cum am mai spus, faptul că am participat la acest eveniment pentru mine mi-a provocat și sentimente de recunoștință și de mulțumire. Recunoștință pentru faptul că Sfântul Părinte a luptat pentru binele omenirii. De mulțumire pentru că am participat la acest eveniment, pentru că trebuia să participăm. Nu se putea rata un astfel de eveniment. Și atunci, venind destul de obosiți, pentru că în momentul în care ai 180 de copii în spate și să fie doar două persoane care să îi responsabilizeze, să îi monitorizeze tot timpul, pentru că e ușor de a spune ce înseamnă să mergi cu copii, dar în momentul în care ești în mijlocul lor și începi să se plictisească cât de cât, pentru că trebuie să recunoaștem, copiii sunt un pic mai neastâmpărați și atunci apar momentele acestea de disconfort. Ei, să știți că la întoarcere, chiar dacă erau obosiți, pe unde mergeam, stând liniștiți așa în grupuri, povesteau. Povesteau și se vedeau pe chipul lor, se vedea chiar bucuria și entuziasmul, dorința de a face un lucru bine, dorința de a face binele aproapelui și chiar lucrul acesta m-a impresionat foarte mult, pentru că pe măsură ce a trecut timpul, am stat și am cântărit un pic evenimentele și lucrurile petrecute și de acolo am învățat. Am învățat chiar foarte mult să-ți iubești aproapele așa cum Sfântul Părinte iubește și a iubit foarte mult. Chiar de acolo de sus, cu siguranță, și astăzi iubește. Iubește tineretul, iubește Maica Domnului, iubește România, iubește întreaga lume. De-aia spun, după acest eveniment, în comunitatea noastră din Ghirăiești chiar au avut niște
loc niște lucruri foarte, foarte frumoase. Faptul că împreună cu comunitatea ortodoxă din sat am petrecut momente de rugăciune, de unitate. Chiar am participat de câte ori s-a putut la în acea perioadă de rugăciune pentru unitatea creștinilor, la octava pentru rugăciune. Chiar erau colegi de-ai mei, colegi de catedră, ortodoxi, care erau impresionați foarte mult de faptul că putem trăi într-o astfel de armonie în unitate și rugăciune. Faptul că de multe ori, dacă s-a întâmplat să fie sărbătoarea de Paști, în același timp așteptam comunitatea ortodoxă să vină de la Biserica Ortodoxă, ne întâlneam la Biserica Catolică și de acolo împreună, în rugăciune, tăcere, liniște, mergeam împreună la rudele noastre care se aflau în cimitir. A fost cu adevărat o apropiere și atunci, în 99, cred că vă aduceți aminte și dumneavoastră și mulți dintre cei poate care au participat la această liturghie, dar și prin canalele mediatice a venit acel strigăt de unitate. Mi-aduc aminte emoția pe care o simțeam atunci, acel strigăt care se ridica spre cer din pieptul tuturor celor prezenți, nu doar catolici, și de alte confesiuni. Unitate. Această dorință de unitate și de apropiere. Și au trecut 20 de ani, iar vizita aceasta anunțată a Sfântului Părinte Papa Francisc vine, putem să spunem, și ca o prelungire a acelei vizite, pentru că toată vizita Sfântului Părinte Papa Francisc stă sub acest motto: să mergem împreună. Și e o nouă încercare, dorință de a ne apropia. Ăsta este, de fapt, mesajul principal pe care ne-l aduce Papa Francisc prin vizita sa, tocmai de a fi mai apropiați, să mergem împreună. Așadar, am văzut un pic care au fost trăirile dumneavoastră. Au trecut 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea. Între timp, familia s-a mărit. Cât de mare s-a mărit familia? Mai avem o soră și un frate, eu fiind cea de la mijloc. Așa. Deci, între timp, familia, spuneam, s-a mărit. Și am aflat o veste mare. Va veni Papa Francisc la noi în țară. Cum ați primit această veste? La Gherești, la școală, la tine ca tânără? Ei bine, pentru mine nu este prima dată când îl voi întâlni pe Papa. Eu am mai avut ocazia de a-l întâlni pe Papa Francisc la o întâlnire a tineretului italian prin intermediul unui proiect desfășurat în cadrul Acțiunii Catolice România, în care am participat la întâlnire împreună cu alți 15 tineri din România și alături de alți 60 de tineri din 10 țări europene. Am participat la un proiect Erasmus pe tema voluntariatului, iar la acea întâlnire la care am fost invitați, la întâlnirea națională a tineretului italian, Papa Francisc a trecut prin fața noastră și a ținut un discurs pentru tineri, pentru a le întări credința, și ne-a vorbit despre viața sa de tânăr. Tot așa, sora mea, nici ea nu îl va întâlni pentru prima dată pe Papa Francisc, a avut ocazia de a primi binecuvântarea lui la audiența generală, chiar imediat după ce s-a căsătorit. Și, ei bine, noi, după cum v-am spus, l-am mai întâlnit odată, chiar acum recent, în februarie. Și chiar vrem să amintim despre acest lucru, pentru că v-ați întâlnit cu Papa fiind împreună, fiind toată familia, nu? Da. Și mai ales că Papa Francisc, motoul vizitei Papei Francisc de la Iași, este tocmai întâlnire mariană cu tinerii și familiile, și familia. De aceea, haideți să vedem un pic cum s-a întâmplat să ajungeți la Vatican, am înțeles că în ianuarie, nu? În februarie. În februarie ați avut această întâlnire cu Papa Francisc și știu că povestiți, mi-a spus și mie, cu mare entuziasm și emoție despre acest moment. Bine, inițial, pentru că vara, timpul nu prea îmi permite să pot să-mi fac și eu un concediu cu familia, pentru că asta e, fiind director de școală,
întotdeauna se întâmplă examene, corigențe și atunci am zis, în perioada vacanței dintre cele două semestre, e o ocazie foarte bună să putem să ieșim și noi, împreună. Deci să mergem împreună. Dacă motoul nostru a fost să mergem împreună, mă gândesc de multe ori că poate cei care au inițiat acest poster și cu motoul, poate s-a așa inspirat din ceea ce am realizat noi. Ne-am propus să mergem și am ajuns la Roma. Cu siguranță de acasă nu am crezut că putem să ajungem și să trăim astfel de momente, dar pentru că am zis trebuie să facem și acest pas, pentru că e păcat să ratez o astfel de ocazie. Și atunci am reușit să obținem biletele de intrare. Și cum a fost întâlnirea cu Papa Francis? Cum s-a întâmplat? Păi, sinceră să fiu, eram așa într-un iureș de tinerețe în jurul nostru. Chiar dacă eram cu copiii, dar sala unde s-a ținut audiența generală era într-adevăr plină, plină de tineri și de copii. Și ce m-a frapat cel mai mult a fost faptul că fiecare își dorea un astfel de moment să fie cât mai aproape de Sfântul Părinte, să-i adreseze un cuvânt, să-i întindă o mână, să-l privească în ochi și să transmită, dacă nu prin cuvinte, măcar prin priviri, un gând de bine. Ei, cam așa s-a întâmplat și cu noi. Faptul că am avut posibilitatea să participăm la această întâlnire ne-a creat așa o stare de emoție pe care practic nu prea poți să o descrii prin cuvinte. E greu să descrii astfel de momente când vezi pe Sfântul Părinte care se așează în mijlocul copiilor. Era un grup de copii din Roma, de la o școală, copii de grădiniță, de clasa 1, nu cred că erau mai mult. Și la un moment dat Sfântul Părinte merge și se așează în mijlocul lor. Parcă era un bunic care se juca cu nepoții. Momentul acela pentru mine a fost așa, cum e posibil, să spui întrebarea, cum e posibil ca un astfel de om cu o importanță atât de mare să se coboare la nivelul copiilor, să se lase mângâiat de copii, să intre în rol de copil și să joace cu copiii ceea ce îi cerau copiii. Și făcea Sfântul Părinte lucrul ăsta. Pentru mine a fost un moment de o... Nu găsești cuvinte, practic, să descrii, pentru că era și euforia respectivă. Vedeai tineri din lumea întreagă care ridicau tot felul de lucruri, tot felul de cuvinte, le înălțau. Și era o stare de chiar de nedescris, dar de nedescris din cauza emoțiilor și a bucuriei pe care o aveai. Iar băiatul dumneavoastră a și primit o binecuvântare, după câte am înțeles eu. Da. Păi înainte de plecare am zis, dacă ajungem în Vatican și ajungem la audiența generală, e bine să luăm cu noi și un steag al României, pentru că e bine să se știe că sunt și români acolo în sală. Și la un moment dat am văzut că există o cale ca al meu băiat să ajungă chiar lângă gărduțul pe unde trecea Sfântul Părinte. Și atunci am zis, Ștefan, e ocazia ta și unica ta șansă să fii lângă Sfântul Părinte. Chiar dacă am stat aproape, deci nu a fost distanță mare, dar bucuria și mulțumirea că totuși un membru al familiei tale este binecuvântat de Sfântul Părinte e ceva de deosebit. Carla, ați fost acolo, l-ați întâlnit pe Papa Francisc și în diferite ocazii, dar acum se întâmplă ceva deosebit. Nu doar că trebuie să mergem mii de kilometri până la Vatican sau la Roma sau la alte întâlniri, dar vine el la noi, vine în România și vine la Iași. De ce crezi tu că noi ar trebui să-l întâlnim pe Papa Francisc? Dacă mai sunt unii care poate sunt în dubiu să meargă, să nu meargă, oare de ce crezi tu că ar trebui să-l întâmpinăm pe Papa Francisc aici, la noi, la Iași? Păi, Papa Francis, vreau să spun că pentru mine este un om deosebit. M-am uitat la chipul său când eram în Italia și am văzut atâta energie pozitivă.
un chip plin de speranță și un om care împărtășește iubire. Cred că tinerii și restul oamenilor din România ar trebui să vină la acest eveniment și ar trebui să vină convinși că vor pleca de la acest eveniment cu bucurie, cu sufletul plin de entuziasm, pentru că este un eveniment deosebit. Papa Francisc să vină în România după 20 de ani de la venirea Sfântului Papa Ioan al II-lea este un eveniment important pentru noi și consider că ar trebui să vină pentru că nu știm când vom mai avea această ocazie. Dacă vom mai avea noi o astfel de ocazie. Cred că v-ați înscris, nu? Sunt convins că v-ați înscris la întâlnirea cu Papa Francisc de la Iași, poate și ca voluntar. Asta voiam chiar și să vă spun. După cum spunea Sfântul, după cum spunea Papa Francisc, nu trebuie să ne jertfim pentru a ne simți curați. Jertfa generoasă este aceea pe care o facem pentru ceilalți, pentru bucuria ceilorlalți. Și de aceea eu mi-am exprimat dorința de a mă înscrie ca și voluntar, de a mă oferi disponibilitatea pentru a contribui la buna desfășurare a evenimentului. E adevărat, sunt deja înscriși aproape 300 de voluntari pentru acest eveniment. Vă mai fac o mărturisire, dragi telespectatori, și dumneavoastră sunt înscriși aproximativ 50.000 de persoane deja pentru întâlnirea cu Papa Francisc de la Iași și continuă înscrierile în toate parohiile catolice din zona Moldovei. Sunt 157 de parohii unde puteți să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o deja, indiferent de confesiune, puteți să mergeți acolo și să vă înscrieți pentru a lua parte la această întâlnire, zic eu, de suflet, în care îl vom întâlni pe Papa Francisc și îi vom asculta mesajul. Ne apropiem de finalul emisiunii Lumina Creștinului. Vă mulțumesc mult pentru această participare. Știu că liceul pe care îl conduceți are și un eveniment special, dacă putem să și împărtășim telespectatorilor noștri acum spre final. Păi dacă astăzi împlinim 14 ani de la atrăgerea la Domnul a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, imediat vom sărbători un tricentenar la trecerea la Domnul. Este vorba de Sfântul Ioan de la Sal, patronul educatorilor creștini din întreaga lume. În data de 15 mai 1953, Papa a declarat pe Sfântul Ioan de la Sal patronul educatorilor creștini, iar în acea perioadă, la noi în liceu, vor avea loc zilele școlii, o zi în care vom avea porțile deschise pentru orice vizitator care dorește să cunoască ceea ce se întâmplă în liceu pe care îl coordonez. Doamnă profesor Cristina, Carla, vă mulțumesc frumos pentru participarea la această ediție a emisiunii Lumina Creștinului. A fost o împărtășire. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru clipele pe care le-ați trăit împreună cu noi și ați rămas împreună cu noi aproximativ jumătate de oră. Vă las în compania TV Raiaș și până la o nouă întâlnire. Toate cele bune!